Bună seara, Gabriel Cotabiță. Bună seara, te admir că ești plin de speranțe. Sunt plin de speranță, mai ales că te văd pe tine cu o veste absolut incredibilă. Tu știi că ești omul minune de câțiva ani de zile în România? Da, nu știam asta, dar dacă îmi spui tu, probabil că e adevărat. Ești omul minune pentru că, ți-o spun foarte sincer, în prima grea încercare pe care ai avut-o la terapie intensivă acum câțiva ani, uite, îți mărturisesc acum în direct ție, mă întâlneam destul de frecvent cu prietenul tău, Cătălin Cățoiu, zis Țeavă, da. Care venea la tine la spital și îți vorbea, îți cânta, îți povestea, deși tu erai într-o stare destul de complicată. Și apoi mă întâlneam cu Țeavă și îmi spunea, am fost și i-am cântat lui Cotabiță. El știa că așa trebuie făcut, să știi. Așa este. Așa trebuia făcut. Așa este, m-a impresionat Țeavă cu demersul lui și ai reușit atunci să devii omul minune. Ai ieșit dintr-o stare foarte complicată de luni de zile la terapie intensivă. Știu. Acum am fost într-adevăr să spun că am fost o minune a medicinei. Exact. După ce ai devenit o minune a lumii artistice românești, acum ești o minune a medicinii, dar atenție, asta, de două ori. Atenție, cu minunea asta a muzicii românești, mai încet, că mai trăiesc și alții. Gabriel Cotabiță, dacă nu ți-aș fi urmărit încă de la sfârșitul anilor 70, evoluția artistică, apoi în anii 80 și contribuția fenomenală și la fenomenul holograf și la cariera ta independentă, ca solist, ca autor, n-aș fi spus lucrurile acestea, dar, sincer, te consider unul din marii artiști ai României cu niște creații care o să rămână undeva pe un disc de aur care va rula în următoarea sută de ani. Acum îți dai seama și acum eu trebuie să mai vorbesc. Da, trebuie să mai vorbești pentru că nu știu ce faci, dar iar ai dat-o în minuni. Spune-mi și mie, cum ai reușit tu, după ce ai avut COVID vindecându-te, să ți se întâmple o chestiune unică în România? Ce ți s-a întâmplat după ce te-ai vindecat? Păi, mi-a revenit vederea. E foarte tare asta. Da, adică nu mai am nevoie de ochelari pentru distanță. Ceea ce e bine pe undeva, dar s-ar putea să fie nevoie pentru ochelari de citit. Și atunci înseamnă că am câștigat ceva și am pierdut altceva. E foarte adevărat. Mă duc săptămâna asta la un control oftalmologic și o să spun exact care sunt rezultatele. E foarte interesant. Deci ai avut o formă de COVID de ce fel? Mai grea, mai ușoară? Habar n-am. Te rog să mă crezi că nici măcar nu știam că am COVID. Deci, sunt sincer. Deci am aflat ulterior că am avut COVID. Nu am fost conștient nici o secundă. Deci e clar că ai avut o formă spre asimptomatică, așa. Da, probabil. N-ai avut dureri musculare, n-ai avut febră. Nu, absolut nimic, nu, nici o chestie, nimic. Asta, de asta m-am și gândeam că la un moment dat nu poate să fie adevărat să fie avut COVID, dar mi-a spus, da, domnule, dar vezi că au fost și asimptomatici. Atunci înseamnă că tu ai avut o chestie de genul ăsta fără simptome. Și am zis, ok, și zic, și ce se întâmplă din chestia asta? Ce se întâmplă? Păi ești normal. Dar cum ai aflat că ai avut COVID? M-am trezit la spital. Aha. Mm-hmm. Și acolo ți-au făcut niște analize și au depistat că... Exact. Da. E foarte interesant. La plorească niște oameni deștepți întotdeauna. După ce te-ai vindecat, ai descoperit că ai vederea mult mai bună și că nu mai ai nevoie de cel puțin o pereche de ochelari. Da, cel puțin o pereche de ochelari nu mai trebuie. Ceau care mă uit la televizor, ceea ce era foarte bine. Acum ne poți privi fără ochelari, dar te rog eu frumos, nu renunța la ochelarii ai tăi fumurii și mecheri de scenă, care sunt foarte mișto. Stai mă, că ea funcționează doar pentru scenă. Nu ai ce treabă cu ei. Da. Spune-mi și mie, ce ai văzut frumos acum de când vezi mai bine? Eu de când am ieșit din spital nu am prea fost la plimbări. Te rog să mă crezi. Deci mai mult am stat acasă, m-am întâlnit cu prieteni, cei care au venit la mine în special. Da. Pentru simplu motiv că încerc să mă revin din punct de vedere al stării psihice, știi? Mai mult. Da. Pentru că după ce treci prin evenimente de genul ăsta, tu trebuie în primul rând să-ți refaci din punct de vedere psihic multe. Recapeți încrederea în tine, adică sunt chestii care trebuie să le ai, cum să spun, în permanență trebuie să ai niște discuții cu tine personale, ceea ce tu știi foarte bine, tu înțelegi ce spun. Adică trebuie să ai niște reconsiderări ale modului în care trăiești, niște reconsiderări a ceea ce urmează să faci mai departe,
și trebuie să iau niște atitudini foarte, foarte abrupte la un moment dat, adică niște decizii foarte abrupte, dar trebuie să le iei, că de, dacă vrei să mergi mai departe, trebuie să iei datele, problemele așa cum sunt, să nu-ți mai faci visuri și iluzii. E adevărat, te-a afectat emoțional această încercare? Te simți un pic mai epuizat? Tu nu m-a întrebat, că n-am cum să-ți răspund această întrebare. Nu, spune-mi ce te scoate din stările astea. Dacă asculți un notice reading, dacă asculți, dacă vin prietenii la tine, ce anume te scoate din stările? Vreau să spun, din tristețe vreau să spun ceva. Deci eu la ora actuală nu trec printr-o fază în care nu prea pot asculta muzică. De ce? Pentru simplu motiv că nu vreau să intru în atmosfera cântecelor care mie îmi plac. Știi că sunt multe cântece care îmi plac și care nu sunt foarte optimiste. Și atunci nu vreau să mă duc în zona aia. În butoiul cu melancolie. În butoiul cu melancolie. Nu vreau să mă duc, de exemplu, să mă asculte cu o dată Hotel California, că nu e vesel cântecul ăla, știi? Îl iubesc, dar nu e vesel, știi? Dar nu te duce la Eagles, du-te la Pink Floyd, du-te la Bon Jovi, du-te la... Tu spui la Pink Floyd? Bun. Și Pink Floyd, îți dai seama cam ce e, veselie pe acolo? Mă rog, mai găsim pe aici, pe acolo, dar poți să, uite, promit să-ți trimit, o să fac un playlist așa modest cu un Alan Parsons Project, cu ceva, să încercăm să te mobilizăm. Asta este altceva, discutăm de cu totul și cu totul altceva, dar este o, cum să spunem, este o fază în care, te rog să mă crezi că mai mult îmi place să fie o chestie care e un pic narcisistă. Îmi place să mă ascult cântecele pe care urmează să le cânt, adică cele care sunt în lucru, cum ar fi. Ca să capăt o încărcătură pe care eu nu puteam avea înainte, știi? Te cred. Când urmează să cânt niște cântece noi, trebuie să fii încărcat. Și atunci de-aia ascult niște cântece pe care urmează să le înregistrez, numai pentru a căpăta încărcătura necesară ca să le dau mai departe. Am trecut acum printr-o aventură pe care trebuie să-ți o arăt. Ultimul cântec, cel mai recent cântec pe care l-am făcut a fost O nouă zi, făcut de Andrei Tudor. Și ceea ce vreau să-ți relevez obligatoriu este că în clip nu a fost altcineva decât fostul ministru care acum, săracul, din păcate a murit. Și actorul pe care îl iubeam cu toții, știi? Da. Știi despre ce vorbesc, nu? De Bogdan Stanoievici, da. De Bogdan Stanoievici, așa. Te-a lăsat pe tine ca să vadă lumea că e într-adevăr cunoscut, că era într-adevăr cunoscut. E, și omul ăsta a dispărut și automat eu l-am pe el filmat în ultimul clip, cel mai recent clip pe care l-am înregistrat eu. Și îți dai seama ce bucurie pentru mine că l-am prezent acolo. Este o chestie pe care cu puțină, cum să spun, este o prietenie care trece dincolo de înțelegerea tuturor. Înțelegi? Este o prietenie. Da, uite, asta e o dezvăluire emoționantă. Deci ultima producție artistică în care a fost implicat Bogdan Stanoievici... A fost un videoclip al meu. Ai reușit să o faci tu. Și culmea, vreau să spun ceva, dacă o să auziți, piesa este un mesaj extraordinar pentru toată lumea în această perioadă. Cântecul se numește O nouă zi, este o nouă șansă și este exact, cum să spun, din fericire, este un lucru pe care, într-adevăr, mi l-a pus Andrei, ca de obicei, foarte deștept în gură și s-a întâmplat să fie o nouă zi, să fie o nouă șansă, încă o dată, înțelegi? De asta spun chestia. Mie mi se întâmplă niște lucruri din textele pe care le cânt, mie mi se întâmplă adevărurile pe care le trăiesc ulterior. La cât ne-ai oferit tu nouă, uite că ți se întoarce și ție. Păi știu, de asta e bine că stai puțin, că mai am de gând să mai dau în continuare, că am pregătit niște cântece foarte frumoase. Deci ai în pregătire deja un nou album, nu-i așa? Am pregătit un nou album și acum, pentru că n-am ce să fac, te iubesc foarte mult, trebuie să spun adevărat, acest nou album va fi un album de duete. Oh, interesant. Da. Interesant, îmi place. Exact, da. Pe modelul marilor artiști ai lumii, fiecare mare interpret, de la Luciano Pavarotti la Frank Sinatra, a avut un album de duete cu cele mai interesante. Păi, deci am ajuns și eu la nivelul la care îmi pot permite fac un album de duete. Dacă te-ai vindecat și de COVID, vezi mai bine, de ce să nu lăsești un album de duete? Acum de cântat, să știi că am verificat când foarte bine în continuare. Uite, a constatat producătorul emisiunii, Adrian Ioniță, că nu ți s-a modificat timbrul vocii deloc și asta ne bucură foarte mult, pentru că ai un timbru cu totul special.
dar pe care se pare că îl cunoaște toată lumea. Am avut niște surprize din punctul ăsta de vedere la niște emisiuni pe care le făceam la antena alea, cu, când te puneau să te îmbraci în diverse personaje și așa mai departe. Da. Și trebuia să ghicească lumea cine sunt. Și eu, singura chestie care trebuia să fac era să nu deschid gura. Că în secundul la care deschideam gura. Că imediat te recunoșteam. Gata! Asta e Cotamiță, gata! Dai, vrei să-ți spun ceva, totuși o performanță. Să crezi, să ai un timbru care să fie așa de bine recunoscibil. Este o performanță care, din nefericire, nu poți să multe artiști o potada. Mă gândesc, poate ai așa în plan pe viitor să reeditezi și niște creații de-ale tale de la început cu Nicos Temistocle, cu tine, cu perioada... Programul Incredibibus. Da, când făceai naveta între Craiova și București și toată lumea trăgea de tine la concerte, mă gândesc că ar fi bine ca generația de astăzi să descopere ce am descoperit eu acum 30-40 de ani. Dragul meu, tu înseamnă că memorie foarte bună. Ceea ce pot eu să spun din punct de vedere muzical este că am revăzut de curând aceste cântece și vreau să spun că ele au o valoare extraordinară datorită perioadei în care au fost lansate, pentru că acum ele nu mai dețin acea încărcătură pe care o aveam în acea perioadă. În primul rând, ele au niște texte foarte adânci. Corect. Și foarte, chestii care la ora actuală nu mai se poartă. Tu știi foarte bine că la ora actuală sunt la modă niște cântece care sunt mai mult onomatopee. Da, e adevărat. Și compozițiile, da, atât muzical cât și din punct de vedere al textului, erau cu totul aparte. Și de aceea ți-am și spus. De aceea ce ți-am și spus. M-aș bucura foarte mult să regăsesc piesele tale de acum 40 de ani reinterpretate cu o instrumentație nouă, pe un CD nou. Mă ofer să fac și o puțină promovare, dacă ești de acord. Cu mare drag, dar ți-am spus, nu mă simt în stare să iau de la capăt, e foarte greu, să știi. Eu sunt convins că o să depășești momentul acesta, pentru că ești o sursă de energie fantastică. Nu e foarte greu, e foarte greu să reiei chestiile alea, pentru că ele au fost într-un anumit moment cu o anumită stare. Și acum ele nu mai se conștientizează în starea actuală, înțelegi? Adică noi am fost atunci niște pionieri, mai ales că era pe vremea comunismului, în care aveam niște texte cu totul și cu totul fantasmagorice din punctul meu de vedere. Adică niște texte cu totul speciale. Oricare, care erau în primul rând poezii. Noi făceam în primul rând textele, erau niște poeme. Păi la ora actuală îți mai trebuie așa ceva? Evident că nu, genul acesta de compoziții din ce în ce mai rare. Mulțumesc foarte, foarte mult, Gabriel Cotabiță. Îți dorim multă sănătate. Ne bucurăm foarte mult că ai intrat în direct cu noi și că vezi mult mai bine. La bună vedere! La bună vedere, dar îmi vrei să mai intru, am intrat cu voi, este prima intrare pe care am, datorită faptului că nu e din cauza, ci datorită faptului că țin foarte mult la voi. Și eu te prețuiesc foarte mult și în momentul în care e gata clipul cu Bogdan Stanoievici, nu ezita să ne dai un semnal să-l promovăm. Dar este există. Se numește o nouă zi și funcționează. O să-l promit că o să-l reluăm și noi. Îți dorim multă sănătate, Gabi. Da. Te îmbrățișăm cu drag. Și eu vă iubesc. La revedere.